Săptămâna trecută, pastor week, Bogdan, Bogdan ne-a vorbit uh, din um, FSN, din capitolul 1. He preached from Ephesians chapter 1, unde apostolul Pavel le le-a explicat credincioșilor. The Paul to Cine sunt ei în Hristos? are they in Christ? Și Pavel o descris uh, multiplele binecuvântări spirituale. And Paul there multiple blessings. Care se găsesc atunci când ești în Hristos. Noi am fost aleși. We have been chosen, am fost adoptați. We have been adopted, am fost răscumpărați. Redeemed, și am fost pecetluiți. And we have been sealed și noi suntem moștenitori and we are heirs și astăzi vreau să mergem mai departe and today we want to move on de unde a rămas pastorul Bogdan where Pastor Bogdan left și us. vreau să vedem ce vrea Dumnezeu ca să ne dea nouă and let's read what does god wants want to give us și ce vrea ca el el ca noi să cunoaștem and what does he want us to know Așa că haideți să deschidem cuvântul so let's open up the word, în Efeseni, capitolul 1, Ephesians chapter 1 și vom citi de la versetele 15 la 23. De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți ființii, Heard of your faith in the Lord, Jesus and your love toward all the saints. Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă amintesc în rugăciunile mele. I do not cease to give thanks for you, remember you remembering you in my prayers. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl gloriei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. And I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. <laughs> Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you. What are the riches of his glorious inheritance in the saints. And what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe, according to the working of his great might, pe care a desfășurat o în

And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, lui, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So Paul begins by. Commanding the Christians for their faith in the Lord Jesus and for their love for all the saints. So, so here we can see the relationship, the vertical relationship of a Christian, which is the love and obedience towards God and also. The Christian's relationship on the horizontal. Iubire față de toți Sfinții. Loving all the saints. Acestea sunt două lucruri foarte importante. So these are two things which are very important. Și uh, niciunul dintre ele nu poți să fie neglijat. And you cannot uh, go over one, just one of these aspects. You cannot neglect one of these aspects. Pentru că nu poți să fii uh, credincios al lui Dumnezeu și să... nu iubești pe ceilalți credincioși because you cannot be a faithful follower of God and not love all the saints nici nu poți să iubești pe ceilalți creștini and you cannot love all the saints și să nu iubești și să asculți de Dumnezeu and not love God and obey him și creștinismul are la bază aceste două principii so christianity has this two principle at its foundation să iubești pe Domnul Dumnezeul tău to love the lord your god și să iubești aproapele. love your neighbor. Asta înseamnă că suntem chemați ca noi să trăim dincolo de noi înșine. That means that we are called to live beyond our own selves. Să nu ne punem pe noi pe primul loc. Not to put ourselves on first position. Suntem chemați să trăim pentru Cristos și să trăim unii pentru alții. We are called to live for Christ and for one another. Și când facem lucrurile asta vedem că viața are un sens și vine o împlinire în viețile noastre. And when we do these things, we can feel that life has meaning and we feel fulfilled in our lives. Și Pavel îi laudă pe acești creștini. So Paul commends these Christians. Și declară că a auzit de credincioșia lor față de Isus. And he declares that he has heard of Their faithfulness towards God sfinți, and towards the other saints. And this uh, makes Paul to pray for them Dumnezeu, and to bring thanksgiving towards God. Le but let's listen to what Paul is saying to these Christians that God wants to give them. And this uh, moving forward is what God wants to give us. In FSN versetele 1, versetele 17 și 18. So Ephesians 1 verses 17 and 18. Spune mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl gloriei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea lui. So that I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. Și să vă lumineze ochii And have your hearts

Ințelegere. The problem is that we need to have our, our eyes enlightened. We need to have revelation of it. We need wisdom. Ca să toate aceste so that we might be able to understand all of these blessings. Because we have all of these blessings, and we can actually not walk in them. Putem să fim oameni care n-au speranță. We can be that do not have hope. Putem să fim oameni care nu-și dau seama că au o moștenire. People that don't realize that they have an inheritance. Sau putem să nu știm că puterea lui Dumnezeu e îndreptată față de noi. Or we cannot know that God's power is for us. Noi ne-am întors la Hristos. Și acum noi trebuie să învățăm ce. Are el rezervat pentru noi. and now we must know what does he have prepared for us and paul is praying that these christians might have their eyes open Noi trebuie să avem un duh de descoperire. We need to have a spirit of revelation. și să fim gata ca să primim cuvântul cu înțelegere. To be able to receive the word with understanding. Cu patrundere. Uh, with depth. La asta se referă Pavel când spune că să valumeze ochii inimii. This is what Paul is referring to when he's saying to have your The eyes of your heart enlightened. He's saying, actually, I don't want you to just read this, these words with having your eyes and your hearts foggy. I want the eyes of your heart to be enlightened. ca atunci când primești cuvântul so that when you receive the word să primești și să ai înțelegere to receive it and to have understanding și această pătrundere vine doar prin cunoașterea Domnului and this depth comes only by knowing the Lord Jesus Pavel îi cheamă pe acești creștini nu doar să cunoască realitatea unor fapte Paul is inviting these Christians to know the reality of these things el îi cheamă la o cunoaștere mai profundă, He's them to a deeper la o întâlnire reală cu Dumnezeu. is calling them to a real meeting with god because i can know some things about uh, the president of this country but i don't actually know him at all i can know a lot of things about the lord jesus but that doesn't mean that i actually know him True um, knowing requires uh, that both persons know each other. Adica, atât Dumnezeu să mă pe mine. So that means that God will know me, și eu cunosc but pe Dumnezeu. also I have to know God. Și aceștia sunt creștini. And these are the Christians. Și Pavel se roagă ca ei să nu fie insensibili. And Paul is praying that these Christians will not be insensitive. Sau să fie plictisiți. Or to be bored. Atunci când ei vor primi cuvântul lui Dumnezeu. When they will receive God's word. Pentru că el își dorește ca ei să dobândească tot mai multă pătrundere. Because he, what he wants is for them to receive a greater depth in the word. în in in And in a knowing knowing of Lord Jesus. Este and he's uh, uh, um, trying to grab our attention here. do Don't be uh, bored readers.

Has uh, a sense and has a purpose that we might go deeper into it. So let's, let's not just uh, read it casually. Because by doing that, knowing the Lord will become boring, it will become old and dry. Când ne punem să citim, să cerem un duh de înțelepciune și de descoperire. So when we are reading the word, we should ask for spirit of revelation and of wisdom. Pentru a citi cu pământdere. To be able to read having a depth. Ca să l cunoaștem pe Domnul. So we can know the Lord. Să ascultăm fiecare cuvânt al Lui. to listen to every word that he says and to stop and to meditate on those words and let god fill our hearts the light of christ to shine upon our hearts and upon our minds so paul is saying that he wants for them to be awakened spiritually ei nu pot să rateze binecuvântările lui Dumnezeu care le stau în față. Because they cannot miss the blessings of the Lord that are in front of them. Și acum aș vrea să vedem ce lucruri vrea Dumnezeu ca noi să cunoaștem. So now we want to look at some things that God wants us to know. Lucruri pe care doar cu ochii inimii luminați le putem înțelege. Things that only having our hearts Our, the eyes of our hearts enlightened, we can come to actually know them. Primul lucru se află în versetul 18. The first one is found in verse 18. Să cunoaștem care este speranța la care ne-a chemat. To know the hope to which he has called us. Domnul vrea să avem o conștientizare mai extinsă. The Lord wants us to have a more um expanded knowledge. A ceea ce înseamnă speranța la care am fost chemați. To be more conscious about the hope that he has called us to. Și speranța la care noi am fost chemați And this hope that we have been called to, nu este să venim aici în fiecare duminică, it's not just to come here each Sunday, să cântăm, to sing, să ne închinăm.

Dacă o să o cunoaștem, atunci vom începe să lăudăm cu tot ceea ce suntem pe Domnul. Și vom trăi cu adevărat spre slava Domnului. Am fost răscumpărați de Dumnezeu. We have been redeemed by God. Am fost aleși de Dumnezeu. We have been chosen by him. Am fost înfiați de Dumnezeu. We have been uh, adopted by him. Am fost făcuți moștenitori. And we have been made heirs. Și am fost pecetluiți de Dumnezeu. Also sealed by God. Și Pavel vrea să ne spună că atunci când noi cunoaștem aceste lucruri mărețe, And Paul is teaching us that when we come to know these great things, atunci Conștientizăm că noi am fost chemați la lucrarea de mântuire a Domnului. Then we come to know that God has called us to the work of redemption of his son. Să fim parte la mântuirea of Domnului the Lord Jesus, to și be să aparținem familiei lui Dumnezeu. And to be part of God's family. Pentru că noi eram un popor care nu aveam speranță. Because we were people that did not have hope. Datorită datoriei păcatelor noastre because of our sin the, the debt that the debt that we had in our sin dar mărețul nostru Dumnezeu ne-a adus din nou speranță but our great god has brought us hope și pentru că noi suntem chemați în familia lui Dumnezeu and because we are called to be in god's family avem speranță și noi suntem chemați să trăim în lumina acestei speranțe we have hope and we are called to live in the light of this hope și în 1 Petru Capitolul 1 versetul 3. And in 1 Peter chapter 1 verse 3. Spune potrivi cu lui cea mare, ne-a născut din nou la o speranță vie prin învierea lui Isus Hristos dintre cei morti. It says, according to his great mercy he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Rezultatul acestei nașteri din nou, the result of this born, of this being born again. Este o speranță vie. Is a living hope. And this living hope comes only by the resurrection of the Lord Jesus Christ. So we need to look at the whole context. Because it says here, for the resurrection of our Lord from the dead, this is how we have a living hope. Când Petru vorbește de speranță vie, When Peter is here this, about this hope, e, nu ne vorbește despre a avea o viziune mai optimistă it's not asupra vieților noastre, of seeing our lives, sau să-ți creezi propria realitate or to create your own reality, prin a avea o perspectivă mai pozitivă. Just a more Uneori auzim vorbitori motivaționali, Sometimes you can hear motivational speakers. gândești în felul ăsta pozitiv and there is teaching like if you would think in this positive way vrei, vei crea o nouă realitate în jurul tău you will create this new reality around you asta poate să fie o psihologie bună this could be like good psychology dar nu are de a face cu creștinismul but it has nothing to do with christianity pentru că speranța vie nu e un joc mental because living hope is not a mental a mental game în care îți creezi propria realitate where you would create your own reality prin puterea Uh, by this positive way of thinking. Vie despre care vorbește, Petru, the living hope that Peter is speaking about este direct de Isus. is connected directly with the resurrection of the Lord Jesus Pentru Christ. Că Isus a din morți. Because the Lord Jesus has resurrected from the dead, El a he has destroyed the power of death. Prin lui cei morți, noi avem <laughs> because of his resurrection from the dead, we can overcome, we are victorious. His resurrection impacts our lives. Death could not hold the Lord Jesus. And death no longer has any dominion over us. Not, not the devil, not sin, not hell. Lui Isus and it's all due to the resurrection of the Lord Jesus. That is why we have hope. Că, timpul, so uh, instead of just. Uh, Avem tot pozitive, Instead of just wanting, trying all the time to have positive uh, uh, things to think about, we should meditate, think about the resurrection of our Lord Jesus Christ on the cross atuncia, from the grave. Când vom face ăsta, so when we do these things, our thoughts. Thoughts will align themselves with this truth, and it won't be a really hard or, or heavy upon us. Because we will have the mind, the thought of Christ. Vom avea de pace. We, will, we will think about peace. We will have thoughts of peace, de bucurie, de thoughts of joy, of hope. Și asta vine o să lucreze lucrul ăsta în noi. And these things come because the Holy Spirit is working them in our lives. În Roman 12.12. cu in Romans 12, 12 Pavel spune bucurați-vă în speranță. Paul is sharing there and saying rejoice in hope. Și Pavel le spune lucrul ăsta unor creștini. And Paul is sharing this, these things with Christians. Care în câțiva ani aveau să îndure persecuție. that in a few years that will come they will have to endure persecution many of them will end up in jail aici, but the hope that paul is sharing here nu este un că se vor it's not a positive feeling that things will get better este bine să ne gândim și să avem încredere că Domnul va mișca lucrurile și va schimba oameni. Dar în același timp sunt unii oameni care nu se vor schimba. But uh, in the same manner, there are people that will never change. In 2, Timotei, 3, el spune, in 2 Timothy, in chapter 3, he says that evil people will go on from bad to worse. Și la care se referă, Pavel, but the hope that Paul is addressing is the hope that the New Testament is speaking to nu us. E în lume. It's not based, it's not situated in this world. Această speranță mare și glorioasă se găsește în Hristos. This glorious hope is find, found in Christ. Și se află în lumea cea nouă care pe care o va aduce Domnul Isus <laughs> atunci când va veni. And it's found in this new world that the Lord Jesus will bring with him when he will return. Și Pavel descrie această speranță în Tit, capitolul 2. And Paul is describing this hope in Titus in chapter 2. La versetul versetele 13 și 14. 13 14. Așteptând împlinirea fericitei noastre speranțe și manifestarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie doar al lui plin de zel pentru fapte bune. Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. A Vezi se în jurul tău, so, when you cannot find joy just looking at things that are happening around you, you need to find joy in the things that are before you, in front of you. Because no matter what the circumstances are that are surrounding us, ne spune, în God is telling us, rejoice in hope. Nu tot timpul o să ne meargă bine. Uh, things will not go well for us all the time. Pentru că și Domnul ne-a spus că în lume vom avea necalm. Because even the Lord Jesus told us that in this world you will uh, uh, have hardships. Dar el ne-a mai spus să îndrăznim. But he also tell us to take courage, to take heart. Așa că So, in those moments, we have something to grab a hold on. This hope that is coming from God. The second thing we see also in verse 18. Și Dumnezeu vrea să cunoaștem care este bogăția slavei moștenirii sale în poporul sfinților. And God wants us to know the riches of his glorious inheritance in the saints. Noi suntem moștenirea lui Dumnezeu. We are God's inheritance. Și Dumnezeu vrea ca noi să cunoaștem care sunt bogățiile acestei moșteniri. And God wants us to know what are the riches of this inheritance. Trebuie să apreciem valoarea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. We need to show appreciation to the value that God has ca parte left us, a us sale. as being part of his inheritance. Nu putem să numim toate aceste bogății We cannot um, uh, name all of these blessings, Dar să luăm în all of these, these riches, but let's just take them into consideration, some of them. Am fost din nou nouă we have been born again in a new family, lui family of God. Asta, asta un lucru this, de mare. this is an extraordinary thing, a great thing. un membru al familiei lui Dumnezeu, noi avem o moștenire. And being members of God's family, that means that we also have an inheritance. Pe care Dumnezeu va păstra pentru fiecare dintre noi. That God will keep for every one of us. Până în ziua când Isus Hristos va aduna întreaga familie de pe întreg pământul. Until the day that the Lord Jesus will bring Back his whole family from all over the world. And to be part of God's family means that you would have the hope. Of eternal life. You have the gift of Holy Spirit. It means that we will see the Lord Jesus face to face. It means that we will always be in the God's presence. It means that we have part of the comfort of God the Father. That means that we will be part of God's disciples, of Jesus' disciples. ucenicilor și fraților și surorilor din întreaga lume care au mers înaintea noastră. And all of the disciples uh, from the whole time that went before us. A fi parte la moștenirea lui Dumnezeu înseamnă să te odihnești de orice fel de trudă. To be part of God's inheritance that means that you can find comfort, you can find rest of every work that you have to do. Și noi avem privilegiul de a domni împreună cu Dumnezeu. And we have this privilege of reigning with God înseamnă că nu mai există sfârșit pentru ca binecuvântările lui să curgă față de noi. it means that there is no end for his blessing to continue to flow towards us. Așa că dacă te simți împovărat pe drumul din această viață, so that means that if you feel burden walking the, the path in this life, Dumnezeu spune să mergi înainte. God is telling you to și să privești la moștenirea care stă înainte. Vreau să vă imaginați un om care vine înspre Cluj. I want you to imagine a person who is coming towards Cluj. He is driving a car and is about to receive an inheritance of a million euros. Dacă la if he can reach his destination, la de Cluj, when he is uh, about a, some kilometers away from Cluj, cui, the, one of the tires of the car hits a nail. Este să oprească, he needs to stop and. va trebui să meargă pe jos restul de kilometri pe care are de parcurs. And he will have to walk the rest of the, the kilometers that he has to walk. Dar el to, începe să cărtească. But he starts to um, be um, to not be satisfied, to complain. Să se ofenseze. To be offended. Să se plângă că de ce mașina lui să o, o făcut pană. Oh, why did my car had a flat tire? Why did God allow for the car to have a flat tire? Why isn't anyone stopping so someone can help me with the flat tire? Why, if he's trying to call someone for help, no one pick up, picks up the phone? And because he has this attitude, he begins to be tired. devine fără vlagă no energy, și pierde din vedere moștenirea care îi stătea înainte și noi trebuie să avem grijă ca să nu fim la fel pentru că în Hristos ne aflăm pe ultimii kilometri in, we Because in Christ we are on ca să ajungem la So we can reach our inheritance, our destination. Our destination is the new earth and new heaven. Când cu care este and when we come to know what is the richness of this inheritance, we will always have enough power to continue to press forward. foarte valoroși pentru Dumnezeu. And to not forget that we are very valuable for God. Pentru că El ne-a răscumpărat cu prețul sângelui Său. Because He has redeemed us with the price of the blood of His own Son. Ca noi să devenim moștenirea Lui. So that we might become God's inheritance. Și al treilea lucru se află în versetul 19. And the third thing is found in verse 19. 19 unde Pavel se roagă, where Paul is praying, ca să cunoaștem care este nemărginita, nemărginita mărimea puterii lui față de noi cei care credem. That we might know of His power us who Dumnezeu vrea ca tu să-i cunoști puterea. Câtă putere are Dumnezeu? How much power does God have? Este descrisă ca nemărginita. is described as un, unlimited you cannot measure it that, that is how great his power is so we have to know that his power you cannot compare it with anything else but what is even more important than this is to know that all of this power is for us those who believe is uh, bringing is being brought in our lives. Dumnezeu us folosește puterea God is using his power pentru a ne proteja și a ne feri de atacul vrăjmașului. to protect us and to Uh, help us against the attacks of the enemy. And uh, no matter what type of dark forces from this world, and how do we know that this power is efficient? Because Paul said that I have seen this power. Când Isus a înviat din morți, When Christ has risen from the grave, și a fost așezat la dreapta lui Dumnezeu. at hand Asta spune în versetul 20. This is what we see in verse 20. Puterea lui Dumnezeu se vede că Domnul Isus a fost înălțat la cel mai înalt rang. The power of God can be seen in the Lord Jesus when He was brought at the highest rank, Cea mai the highest position possible. Și a pus toate sub lui. And everything else was put under His feet. He was placed above every other thing. Așa că își arată so the Lord Jesus is showing. His total uh, victory. He cannot be uh, defeated. Lui este mai mare decât orice altă His power is infinitely greater than any other power. Este în and all of this power is for our benefit. Ce e lui Pavel. How great is Paul's power when he prays and, and he says that. You need to be aware of these things. You need to be aware of all of this power. Ne spune 20, and God is telling us in verse 20, că a pus, 22, verse 22, that He had put all things under His feet and gave Him as head over all things.

Isaiah 64, verses 1 and 2 Spune, O, da, de a deschide cerurile și ai coborâ, cum ar tremura munții înaintea ta? Ca focul care aprinde vreascurile sau face apa să fiarbă, așa să-ți faci cunoscut numele dușmanilor tăi pentru ca națiunile să tremure înaintea prezenței tale. As when fire kindles brushwood and the fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries and to, that the nations might tremble at your presence. When Isaiah uh, prays that the Lord might come down and make his name known, he actually Calls that his name would come down and his power will be manifested. We might casually think that the Lord would want to bring us to heaven, but we might be blocked in believing that the Lord is actually giving us power over all of our sins and over all of the power of the enemy. peste păcatele noastre cum ar fi mândria over our sin that might be for example pride lenea sau lipsa de disciplină laziness or, or lack of discipline pofta lust sau orice fel de dependență or any kind of addiction găsim un mod De a trăi cu noastre, we might be able to find a way to live to cope with our sins, și apoi să spunem, Așa sunt eu. and then you might be, you might say, oh, that's just the way și I am. Cu să ne orice fel de and how time passes on, we you might lose every ounce of hope. But when Isaiah prays, come down and make your name known. Vino cu focul care aprinde vreascurile și face apa să fiarbă, el îi cere lui Dumnezeu să-și facă cunoscută puterea. He asked God for him to show his power într-un mod în care să vină să schimbe și să transforme. In a way that he will come and change and transform. Într-un mod în care să nu mai rămânem la fel. In a way that we will not remain the same. Într-un mod în care să trăim victorioși. In a way that we will live victorious lives. Și Isaia știa din propria sa experiență. And Isaiah knew from his own experience. Că o persoană care îl întâlnește cu adevărat pe Dumnezeu, that when a person meets, truly meets with God, o să fie mutată pe un cu totul alt drum al vieții sale. Așa că Pavel s-a rugat ca creștinii să cunoască puterea lui Dumnezeu. So Paul that Christians might know the power of God. Și el îi preocupat de acei creștini care nu simt puterea lui Dumnezeu în viețile lor. And he is preoccupied with those Christians that do not feel God's power in their own lives. Și el știe că nu poate să schimbe el lucrul ăsta. And he knows that he cannot change himself these things. Și că numai Dumnezeu poate să facă asta. And that only God can actually do it. De aceea el se roagă. That is the reason Why he prays. And knowing, the knowing of things is very important. When it comes to those profound changes that are happening in our, in our hearts. So he wants us to be uh, conscious, to be aware that God has given Jesus. peste toate puterile demonice. He has placed them Și în versetul 21, spune peste orice conducere, autoritate, putere, domnie și orice nume dat, nu doar în viacul acesta, ci și în cel viitor. Far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. And from Ephesians 6 12. Includ toți demonii și toți diavolii din întregul univers. Pentru că spune, noi nu luptăm împotriva cărni și a sângelui și împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui viac întunecat. But against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, din cerești, against the spiritual forces of evil in heavenly places, iar a lui Dumnezeu, and his power, who cannot be measured, de noi. is for us, noi care for each and every one of us who leave. Și aceasta este o putere care îl învinge pe diavol. And Învinge orice șoaptă. Orice minciună. Every lie, orice înșelăciune. Every, every deceiving spirit. Because this is what the devil wants for you to believe things that are not true. But when you know that you have God's power that is for you, all of these other things will have to bow. Because the Lord Jesus have, has been placed above them. Spune 2, 15, it says in Colossians 2 15, it says that at the cross Jesus disarmed the rulers and the authorities tuturor, and put them to open shame lor, by triumphing over them in Him. Deci când Domnul Isus a înviat din morți, a fost înălțat peste toate oștirile iadului. He was above all of the of hell. Diavolul este un dușman învins. The devil is an enemy that has been Încă nu este în afara lumii. Outside of this world, uh, și sunt încă de dus, and there are still battles that are waging. Dar lui este de noi. But God's power is for us. And in all of these battles that we are in, avem we have the victory. Că este o de because there is a power of resurrection. Și un alt lucru prin care vedem măreția puterii lui Dumnezeu este că Isus a fost făcut cap peste toate lucrurile. Is that Jesus was made head over all things. Când spunem cap, When we say head, vorbim despre guvernanță și autoritate. Adică aici e vorba peste orice ființă umană. Every uh, living person, peste toate puterile demonice, over all demonic forces, peste orice fel de boli, over all types of sicknesses, peste natură, over all creation. It doesn't matter if those are hurricanes, fie că sunt tornade, tornadoes, vulcani, volcanoes, earthquakes, peste orice putere militară, over all military forces, peste peste regi, over Presidents over kings, peste solare, over uh, solar systems, peste galaxii, peste atomi, over galaxies, over atoms, și peste alt lucru pe care încă nu and above all other things that people, that man still hasn't discovered. Domnul este cap peste toate the Lord Jesus is head over all things, și să astea. and we need to understand these things. Cu, și toată această putere și toată această înțelepciune a lui Dumnezeu. Cu toate astea el slujește pentru biserica sa. And having all of this, he ministers to his church. Ne slujește nouă. Ce mare binecuvântare. What a great blessing. Ce mare putere. What a great power. Toată aceasta este îndreptată față de noi. And all this is for us. Și acolo unde Dumnezeu domnește, and that where God is reigning, trebuie și noi să domnim. We also must reign there with him. Pentru că în versetul 23 spune trupul lui plinătatea celui care împlinește totul în toți. And Asta suntem noi. In verse 23 it says that his body the fullness of him who fills all in all and it's speaking about us. Așa că ca și creștini, noi trebuie să fim cei mai fericiți oameni. Pentru că puterea lui Dumnezeu intenționează. Ca să umple întregul pământ, întregul univers because God's power, his intention is to fill all the world, all the universe cu autoritatea fiului său. With the authority of his son. Și el dorește ca să facă prin noi care suntem biserica. And he wants to accomplish it through us the church. Mijloacele acestei plinătăți. He wants us to be the 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 means of this blessing. Adică noi să ne întruchipăm această So we, we need to show we need to become this fullness. We need to manifest it. So that means that where he is reigning, we also must reign with him. Over the things that he has been victorious over. We need to be living in this victory. Because God's power is for us now. Noi avem o bătălie de dus. We have a battle that Dar is waging. Dar avem puterea lui Dumnezeu But cu noi. We have God's power with <inaudible> us. Știm că Satana și demonii lui sunt reali. We know that they are real. Nu vrem să negăm lucrul ăsta. We don't want to negate that. Ei ne urăsc credința noastră. They hate us for our faith. Urăsc închinarea noastră. They hate our worship. Urăsc slujirea noastră. They hate our ministry. Și v-a vrea ca noi să cunoaștem nemărginita putere A lui and Paul wants us to know the immeasurable power of God. Because then we have nothing to fear. Că, să ne din orice fel de so we need to wake up out of every um, um, sleepiness. Chiar dacă păcatul a fost învins la cruce, even if sin has been defeated at the cross, noi trebuie să luptăm cu păcatul. We are still fighting with it. Totuși, dacă chiar dacă diavolul a fost învins la cruce, even if the devil was defeated at the cross, totuși cu el rămâne de luptat. We still have to fight with him. Și pentru această luptă pe care noi o avem de dus, Dumnezeu răspunde rugăciunii lui Pavel. God is answering Paul's prayer. So I pray that we also might come to know what is the power of God for us, those who believe.

And we will always live, live live with happiness, with hope. Knowing who we are in Christ. Amen. Amen.